Bine v-am regăsit, dragii mei, se apropie Crăciunul, se apropie și Revelionul și discuția asta despre unde ne petrecem sărbătorile de iarnă e o discuție care se poate purta și cu 5-6 luni în urmă. Am văzut că cei care vânează oferte foarte bune se pregătesc din timp cu câteva luni înainte pentru a prinde un preț cât mai bun, mâncare bună, servicii pe măsură. În general, aceste oferte avantajoase trebuie luate, achiziționate din timp. Eu însă vă mărturisesc că nu prea mă pregătesc cu câteva luni înainte, mai ales că în această vară s-a și născut băiețelul meu și nu mă puteam gândi la asta atunci, dar cu câteva săptămâni în urmă m-am gândit că ar fi frumos să petrec Revelionul, Crăciunul de-a lungul timpului, în fiecare an l-am petrecut acasă în familie, cu vizite pe la rude, părinți, bunici, socri și așa mai departe, iar Revelionul parcă e frumos să nu-l petreci acasă în fiecare an, să din când în când să ieși undeva, să bei un pahar de șampanie, să mănânci ceva poate diferit față de ce ai consuma acasă în noaptea de Revelion. Unii preferă să stea acasă, alții preferă să meargă la petreceri în casele prietenilor, alții însă sunt mai comozi și merg la restaurant, nu se face murdărie în casă, nu stai să strângi după aia, pleci la ce oră vrei. La restaurant însă unul dintre dezavantaje ar putea să fie prețul destul de ridicat al unui meniu pe care nu apuci practic să-l consumi. Sunt mai multe feluri de mâncare, foarte multă mâncare care deja în perioada sărbătorilor vin așa, după o senzație de sațietate destul de ridicată, după atâția cărnași, cozonaci și așa mai departe, parcă nu-ți mai vine să mai mănânci și de Revelion atâta mâncare. Și atunci cu siguranță că prețul se ridică. Dacă ai vreo 3 feluri de mâncare, undeva între 400 și 800 am văzut că ar putea să fie de persoană o noapte de Revelion. Am putea spune că dacă ne limităm la bugetul propriu, e posibil să merite să ieși din casă. Voi ce faceți de Revelion? Sunt foarte curioasă, aștept comentariile voastre. Nu uitați, învățăm unii de la ceilalți. Ne revedem mâine dimineață. Vă pup, dragilor!